Bun venit în lumea informaticii. Hai să explorezi. Această resursă educațională are scopul de a vă prezenta principalele elemente ale aplicației PowerPoint. Cu timpul vă veți familiariza cu această aplicație, care este atât de complexă și conține atâtea facilități. Haideți acum să expunem această prezentare, să o analizăm și să încercăm să reproducem cât mai multe elemente și operații. Fiți atenți! Pentru terminarea prezentării, în orice moment, putem acționa tasta ESC. În slide-ul 2 am văzut cum se poate adăuga un diapozitiv nou. Haideți să verificăm. Clic în panoul din stânga, undeva, de exemplu aici între slide-urile 3 și 4. Și Enter. Vedeți? Am introdus un slide nou. Deci clic în panoul din stânga plus Enter. Hai să încercăm și următoarea modalitate. Control M. Ținem tasta Control apăsată și apăsăm butonul M. Ați văzut că s-a creat un slide nou. Mai avem alte două posibilități, din panglica Home, de exemplu, cu New Slide. Mai mult, aici puteți chiar să alegeți un anumit tip de diapozitiv cu un anumit aspect, layout. Acest aspect poate fi modificat și ulterior cu ajutorul opțiunii layout din panglica Home. Dacă nu avem nevoie de acest diapozitiv, îl selectăm în panoul din stânga și acționăm butonul Delete de la tastatură. Sau clic dreapta pe un slide care nu mai este necesar și avem opțiunea Delete Slide. Pentru a introduce o casetă text, apelăm la panglica Insert opțiunea Xbox. Trasăm cu butonul stânga al mouse-ului apăsat acest textbox, această casetă text. Putem să trecem aici orice text dorim. Dacă nu mai avem nevoie de o casetă text, putem să dăm click pe chenarul casetei, exact pe contur, și să acționăm butonul Delete de la tastatură. WordArt-ul este un element din panglica Insert. Se alege tipul WordArt-ului, se mută caseta cu textul WordArt în funcție de necesități și se schimbă
textul, să scriu Word Art. Putem să schimbăm Word Art-ul ales dacă dăm click exact pe Kenar, exact pe contur și din această galerie alegem altă opțiune. Dacă inserăm un obiect, de exemplu o formă automată, cum ar fi acest dreptunghi, butonul mouse apăsat, se trasează dreptunghiul, putem introduce text fără să mai avem nevoie de alte setări. Hai să mai introducem o imagine, dar de data aceasta să aplicăm și un efect de animație. Se selectează imaginea și din meniul Animations se alege opțiunea Add Animation. Animația poate să fie de intrare, de exemplu Swivel, după care puteți să aplicați și o animație de ieșire, de tip Exit, de exemplu Fly Out. Tranziția se referă la modul în care dispare slide-ul actual și apare în locul lui slide-ul următor. Pentru a seta un efect de tranziție, alegem panglica Transitions, tranziții, și alegem o tranziție care credem că este corespunzătoare. De exemplu, tranziția Split. Putem stabili durata de afișare a acestui slide, care aici, în cazul nostru, este de 10 secunde. Și putem să decidem dacă această tranziție se va declanșa la click de mouse, adică on mouse click. Dacă vrem la click de mouse, bifăm caseta on mouse click. Dacă vrem să avem o tranziție automată după câteva secunde, atunci bifăm caseta after. Selectăm cu click imaginea și în meniul format de la Picture Tools, observați că au apărut două meniuri format aici, avem Drawing Tools și avem Picture Tools și ambele au submeniul format. Deci mergem în format din Picture Tools și avem această galerie. Doar alunecând cu mouse-ul peste aceste pictograme, vedem care ar fi rezultatul obținut. Și alegem varianta dorită. Ordonarea pe straturi se face foarte simplu. Dacă doriți ca acest triunghi să fie amplasat în spatele dreptunghiului, dați click dreapta pe suprafața triunghiului și avem send to back, adică trimitere în spatele celorlalte elemente. Se vede aici cum vârful acestui triunghi a ajuns sub dreptunghi. Invers, dacă dăm click dreapta și alegem opțiunea Bring to Front, atunci triunghiul revine în stratul inițial. Gruparea acestor obiecte se face prin trasarea unui chenar flexibil
în jurul elementelor care urmează să fie grupate, clic dreapta pe un element care face parte din grup și alegem opțiunea grup, grup. Începând din acest moment, cele trei forme au devenit un singur obiect. Dacă vreți să anulați gruparea, clic dreapta, fără să vă mișcați cu mouse-ul și aveți opțiunea grup, ungrup. Putem aplica un anumit design prezentării alegând un element din galeria accesibilă în Panglica Design. Dacă vreți să ascundeți un slide, puteți să faceți click dreapta în panoul din stânga și să aplicați operația Hide Slide. În cazul nostru este vorba chiar de diapozitivul care vă propune să creați o prezentare formată din 4 slide-uri în care folosiți toate elementele amintite. Succes!